au început negocierile. Barcelona vrea în locul lui Xavi un antrenor care e liber de contract de peste 11 ani. Pe lista catalanilor s-ar afla Roberto De Zerbi, Rafael Márquez, Hansi Flick sau Mikel Arteta. Însă primele discuții s-au purtat cu un alt tehnician, o alegere total surprinzătoare. Este vorba despre Frank Rijkaard. Fostul mare fotbalist olandez nu a mai antrenat pe nimeni de peste 11 ani. Ultimul job l-a avut în Arabia Saudită ca selecționer al primei reprezentative, între iulie 2011 și ianuarie 2013. Frank Rijkaard a mai pregătit-o pe Barcelona între 2003 și 2008, iar de-a lungul carierei de antrenor la nivel de club a mai activat doar la Sparta Rotterdam și Galatasaray.